Mă cheamă Radu Ana Doina, am împlinit anul trecut 60 de ani și sunt diagnosticată cu diabet de aproape 7 ani. A fost diagnosticată în 2014, iar istoricul de diabet în familie, din păcate, e unul foarte bogat. Adică de pe partea mamei, bunica mea a murit de diabet, mama mea a murit la 50 de ani de diabet, fratele meu cu 8 ani mai mic este diabetic și eu am diabet. Cu toții de tip 2. Iau tratament medicamentos, iau Siofor, două tablete pe zi sau Metfogama, depinde cum le găsesc. Aici nu se găsesc și una și alta. Insulină nu am luat niciodată. În momentul ăsta glicemia mea ajun este undeva la 155-160, dar a fost și 240. M-am confruntat cu boli asociate diabetului, e vorba de hipertensiune arterială și de un colesterol undeva la limita superioară. Bine ați venit, Sarona. Las loc. Ce faceți? Așa e acum. Da. Înțeles că vreți să faceți o operație diabet tip 2. Da. Mă interesau lucruri legate de durata spitalizării, pentru că am un job care nu permite să stau foarte mult plecată și mă interesa cam cât ar dura. Prima parte, o să facem niște analize. Prima zi este analizele. A doua zi este check-up-ul. Și dacă dumneavoastră o să fiți candidat pentru o operație, deja al treilea zi o să facem operație. După a treia zi de operație, încă 3 zile o să ținem în spital, au făcut 6. Încă 3 zile în hotel, a 10 zi puteți să întoarceți acasă fără probleme. Am aflat că există această oportunitate a acestui tip de operație în Turcia de pe Facebook. Am găsit un titlu absolut întâmplător, m-am informat, am venit aici la clinică să aflu mai multe și dânșii au fost foarte amabili, am aflat tot ce am avut de aflat. Mi-am informat familia, pentru că vreau neapărat să fac lucrul ăsta pentru mine și cu toți au fost de acord cu mine și mă susțin. Pe perioada spitalizării o să fiu însoțită de soțul meu în Turcia. Abia aștept să ne revedem cu bine. Bună! Oh, cineva care vorbește românește. Bună! Hello! Hello! Morning! Mici? Ieți-mi vă spun la 10 miligrame, 1 miligrame. De câte miligrame este? 5, 5. 10 miligrame. Ați mâncat o porție normală sau până vă săturați? Mănânc o porție normală, mănânc după amiaza când ajung acasă. Încotro? Aici. Aici, da. Mulțumesc. Hello. Senin ziyaretleştirebiliriz. Evet, tam görevli ama. Tamamdır. Şimdi derin bir nefes alıp şimdi tutuyor. Aferin. Bu ne ısırsın? Sığmış kataya. Kafasını kaldıralım. Tamam. Ha,
Avem testul de efort acum? Aveți? Deja am un fel de stasă. Da. Hazul asta bine? Da. Ieri și adâmblarea. Nu știi mai în față, ca și un pas și mai tare. Da. Da. Stânga dreapta. Vă doare capul pieptului? Nu. La inimă ceva? Nu. Romaia la ghiriolar? Da, ia să ceam. Cioc mi-am luat tot în ștemza. În timpul operației s-a atins pancreasul sau este tăiat stomacul? No, this is not a pancreatic surgery. We usually see the pancreas, we observe it fully, but we don't do any operations on the pancreas. And for the stomach, yes, majority of the patients require a fundectomy, which means removal of the upper left part of the stomach, which is basically one third of the volume of the stomach. Ce procent de reușitare această operație și dacă există recădere în timp? Well, we have been doing this type of surgery for the last 14 years, so we have basically 12-year data. And our 12-year data indicate overall a 92% success rate, which means 92% of our patients that we have operated are living their lives with a normal sugar level and without any medication. But in two consistencies, we observe fluctuations in the sugar level. The first one is an infection. Even if you do a very successful surgery, if the patient gets any kind of infection, like a sore throat, for instance, or a urinary tract infection, then we usually see a 2 or 3 days of fluctuations in the sugar level. But this disappears after successful treatment of the infection. And number two is a psychological reason, but not a minor one, usually a major. After major psychological shocks, stress, anxiety, we see a 2 or 3 days of fluctuations in the sugar level, and this also disappears. This is not a turn back of the disease, it's just a fluctuation of the sugar level, temporarily. Am venit în Istanbul pentru operația asta de diabet în care îmi pun toată speranța și sper să fie tot în regulă și să ne vedem cu bine după operație, să fiți acolo. Care suferă de boala asta și care nu știe că există această posibilitate, să fii bine. Ne revedem după operație. Bună ziua, numele meu e Dan Marius Radu. Sunt soțul Doinei Radu. În România, în afară de soluțiile, tratamente cu diverse medicamente, care azi își fac efectul, mâine nu și-l mai fac, în România nu există această soluție. Până la urmă am găsit pe Facebook, am găsit pe internet, căutând clinica domnului Ensar Duman și am fost să stăm puțin de vorbă cu dânsul. A spus că există această soluție de operație, de chirurgie metabolică, undeva la o clinică în Istanbul și ne poate ajuta domnul Ensar Duman să ajungem acolo. Ești bine? Mulțumim, great! Da? Normal. Vă face imediat calmatul și pentru stările de teatru de great, tot. S-a finalizat totul bine? Da. 100%? A scăpat. Hello. Hello. Good morning. Morning. You look great. Oh, thank you. It's 60, my 60s, sweet 60s. Sweet 60s. Yes. How was the night? Okay. Could you just a little pain here in the gaze. Could you pass out gas? From the throat? Yes. From below? No. Bye-bye. Bye-bye. Există o plășcă de la fel în tot parcul de rest. Bună. Cum o să-ți vezi? Foarte bine.
The best team I saw in my life. Best medical team here. Bună ziua! Salută, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mă rog! Mulțumesc! A trecut o lună de zile? A trecut fix o lună de zile. Super! Cum sunteți? Sunt bine, eu după 12 zile mi-am vrut la munca și mă simt bine. Mai folosiți medicamentele? Nu, mi-a zis domnul profesor să nu mai am niciun fel de medicament și să monitorizez glicemia dimineață-seară, așa, pe curat. Mă bucur că v-am văzut. Și eu mă bucur că v-am revăzut. Mulțumesc mult! La revedere! La revedere! Mi-am descoperit diabetul de tip 2 acum vreo 10 ani, absolut întâmplător. Medicina muncii cu analizele uzuale, mă rog, a semnalat niște glicemii mult mai mari decât normal, a urmat analizele cu diagnosticul diabet de tip 2. Inițial știam ca toată lumea că e o boală care nu se vindecă cu absolut nimic, că trebuie ținută sub control valoarea glicemiei, că se poate ajunge la insulină, că trebuie luate medicamente. Aflând că ar exista și opțiunea vindecării totale, inițial nu prea am vrut să cred, dar am zis că trebuie să citesc și să mă informez ca decizia pe care o iau să fie una corectă. Am venit la clinica Ensar Duman, am întrebat tot ce am avut de întrebat despre intervenția asta și am optat anul acesta să fac totuși operația, pentru că, dată fiind vârsta mea, trecerea timpului nu rezolvă problema, ci mai rău o complică. M-am deplasat la Istanbul, acolo mi s-au făcut toate investigațiile de rigoare, am avut mare ajutor translator, vorbitor de limbă și turcă și română, ceea ce a fost foarte important. În cursul aceleași zile am avut întrevederea cu domnul profesor, care a decis să facem intervenția peste încă o zi. În spital am stat 5 zile cu totul și apoi am mai stat 3 zile la hotel să fiu în apropierea clinicii în cazul în care ar fi fost nevoie de ceva. Nu a fost nevoie de absolut nimic. Vreau să spun că nici măcar un calmant n-am înghițit toate zilele astea. Am umblat 3 zile prin Istanbul, de m-au durut tălpile, dar în niciun caz operația sau altceva. Și m-am întors și după 12 zile de la intervenție mi-am reluat munca. Chiar astăzi s-a împlinit fix o lună de când a avut loc intervenția chirurgicală. Mă simt ok, muncesc, ce spun mai mult de atât? Pentru mine a fost foarte, foarte important că am găsit aici în București și că există clinica Ensar Duman. Pentru că suportul pe care l-am primit din partea lor a fost unul extrem de folositor pentru mine. E greu să te descurci într-o țară în care n-ai mai fost, cu o limbă pe care nu o cunoști. Am avut în permanență pe cineva lângă mine. Am avut transport de la aeroport, am avut translator, am avut persoane din partea clinicii care au stat inclusiv lângă mine la hotel și care m-au ajutat și să ajung la clinică. Efectiv, nu a trebuit să depun nici un fel de efort. Faptul că recomand operația, intervenția asta oricărui bolnav de diabet de tip 2, care este potrivit pentru așa ceva, nici măcar nu cred că trebuie să spun eu chestia asta. Un om trebuie să țină, gândesc eu mai întâi și mai întâi, la sănătatea lui, de a cheltui niște sume pe haine, pantofi și mașini. Nu cred că folosești, nu te poți bucura de nimic dacă nu ești, în primul rând, sănătos. Asta e cel mai important lucru.